să faci trading și să visezi că poți trăi de pe o plajă din Caraibe e un miraj. În 10 ani nu am cunoscut pe nimeni care să trăiască așa și da. cred cu tărie că marea majoritate a populației ar trebui să investească în obligațiuni, în ETF-uri, în indici bursieri. Podcastul Banii Vorbesc este realizat în parteneriat cu XTB. Salutare și bine te-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc. Sunt deja trei luni de la primul episod din acest sezon și mă bucur că podcastul a crescut destul de mult, în special pe YouTube, acolo unde noi abia de anul trecut suntem activi. Dacă nu ne urmărești, chiar te invităm să intri pe YouTube și să dai subscribe la, la canalul nostru. Deja cumva au trecut câteva luni din 2023 și ne întrebăm la felul cum merge piața. Dacă este sau nu este un an bun de investi, din punctul meu de vedere, orice an este bun de investi, indiferent de perioadă de zi, dar vom vedea asta și motivele pentru care ar trebui să fie un an bun. Alături de mine este Alexandru Chirilă, un investitor cu experiență în trading, investiții pe mai multe instrumente financiare. Este CEO la Profit Point, o companie care de mulți ani oferă educație pentru viitori investitori, cursuri, training-uri, programe diverse de care poate o să ne menționeze în, în, discuția noastră. Mulțumesc tare mult, Alex, că este aici și noi... Laurențiu, da. mulțumesc pentru invitație. Mersi tare mult. Noi suntem și vecini de birou, chiar dacă în momentul în care facem o registrare, nu suntem, nu suntem aproape, dar suntem, suntem vecini. Uh, hai să începem cu o discuție așa pentru cei care poate nu te cunoști și sunt pe canalul nostru Cine este Alexandru și când a luat el legătură cu investițiile? Alexandru este un tânăr de 33 de ani care locuiește în Brașov, pasionat de educație financiară și pasionat de tot ce înseamnă sectorul investițional. A făcut cunoștință cu piețele financiare acum 10 ani, se întâmpla în 2013, când după o carieră de sportiv de performanță, în speță fotbal, am decis să întrerup cariera și să mă angajez. Moment în care am cunoscut partea cea mai dificilă din investiții și anume tradingul speculativ. Prin acces la o companie de prop trading. Și uite, așa au început să fie desenați primii pași ai mei în investiții, fiind călit prin uh, metoda prin care cei mai mulți se șuiază. Majoritate. Majoritatea. Majoritatea. Uh, am fost și acolo. și Pentru că nu prea știam să fac nimic altceva decât să joc fotbal a trebuit să-mi fie foame și să-mi păstrez suficient de tot mult motivația pentru a înțelege de ce eșuează marea majoritate în trading, să studiez problemele de comportament ale lor, problemele în decizii luate și să încerc să fac totul exact pe invers. Uite că după 10 ani reușesc să fiu încă în piață. Bineînțeles că în ultimii ani de zile, Laurențiu, m-am maturizat, în primul rând, ca investitor, și dacă în începuturile mele în tranzacționare am cochetat doar cu ideea că asta vreau să fac și că ăsta va fi stilul meu. Odată cu trecerea timpului am înțeles cât de important este să construiești portofolii care să genereze venituri indiferent de ce se întâmplă în lume. Și uite așa, în ultimii ani de zile am început să fiu extrem de deschis către strategia DGI, către strategia LAMPSAM, către diversificarea în piețe emergente și în piețe dezvoltate, și uite că plecând acum 10 ani de la o zonă extrem, extrem de riscantă, am, încep, am început în 2019, un drum care mă definește astăzi ca investitor și anume diversificarea și uh, totul adaptat contextului personal. Uh -huh. Uh -huh. Uite, vorbeai de început. La mine următoarea întrebare era dacă primele tale investiții au avut un succes. Nu. Nu. Asta cumva mi-a dat seama direct din ce ai zis că nu. Ai mers direct, ai intrat direct în trading. Acum, acum te consideri mai mult? Un trader sau un investitor? Um, trader nu. Uh -huh. uh, îmi petrec foarte puțin timp pe platformă urmăresc doar mișcări ample, time frame mari, urmăresc doar fundamental și deciziile în principal sunt luate pe mișcările băncilor centrale și pe mișcările fundamentale. Bineînțeles, analizez în detaliu raportul dintre cerere și ofertă în piață, și uh, pentru că petrec foarte puțin timp pe platformă, um, uit de tranzacții și pur și simplu uh, vreau să dorm noaptea liniștit, lucru care cumva în trading, mai ales în perioada de început, nu prea se întâmplă. Cred că odată cu maturizarea, apare căutarea liniștii în investiții și eu mi-am găsit-o astăzi printr-o disciplină foarte bă, riguroasă, dar și prin a accesa instrumente financiare cu un grad scăzut de risc. Am început să îmi construiesc un portofoliu pentru următorii 33 de ani. Practic fondul meu de pensii în care investesc lunar 1000 de euro pe o structură, pe BVB 50-40-10, uh, în obligațiuni 10%, 50% din portofoliu în top 5 uh, acțiuni din uh, indicele BET, și uh, 40% în top 10 acțiuni din indicele BET, pe structură. Uh, bineînțeles că asta înseamnă o volatilitate puțin mai mare a portofoliului e o volatilitate pe care o accept pentru că atunci când va fi bull market run urmăresc randamente undeva între 10 și 15% anual cu tot cu dividende. Dar o să ajungem cumva și la portofoliu pentru că am acolo și întrebări legate de asta. Dar având în vedere subiectul nostru dacă acest 2023 este un an bun pentru investiții spunem așa din punctul tău de vedere ce moment al pieței ne aflăm așa din punctul tău de vedere? Al... Ce moment? Cum suntem noi acum în, uite, aprilie 2023? Din punct de vedere al uh, prețurilor, suntem aproape de maximele istorice. Așa că acel uh, bear market uh, despre care s-a tot discutat anul trecut. Anul ăsta avem trei luni, ianuarie, februarie, martie și uite, începem luna aprilie, cu o piață în creștere. Într-adevăr, prețurile din piață parcă nu prea arată realitatea transmisă de băncile centrale și de ceea ce se vehiculează. Și uite că investitorii au în continuare încredere că vom avea un soft landing, Deși în ultimele luni de zile am avut niște falimente și am avut și o situație cu Credit Suisse uh, care a adus puțină volatilitate în piață, a adus puțină frică, teamă. Cred în continuare la că e o perioadă în care, în primul rând, poți avea securitate în portofoliu prin acțiunile plătitoare de dividende. Avem suficient de multe companii care istoric au plătit dividende indiferent de ciclu economic. Și eu urmăresc astfel de companii. Pe partea cealaltă, cred că în afară de sectorul imobiliar, care în continuare a fost dezvoltat pe creditare, și cred că normal și firesc va fi ca odată cu creșterea dobânzilor să avem o încetinire a vânzărilor în sectorul imobiliar. Cred că, în rest, piața tehnologiei și-a luat corecțiile anul trecut. Uh -huh. Într-adevăr, vom avea un șomaj care va veni din zona respectivă, dar, în rest, alte pericole, în momentul de față, nu văd decât dacă băncile nu știu să nu fie aruncat sub preș anumite greșeli făcute în ultimii ani. Dar, așa cum pare uh, că decide Fedul, se pare că totuși ceea ce s-a întâmplat cu Silicon Valley Bank este doar o excepție și ei în continuare au încredere foarte mare în sectorul bancar. Sectorul bancar având lichiditate. Din perspectivă investițională, este un an în care eu chiar mă uitam cu parte din analiștii pe care noi avem în companie, în 2008, BVB-ul a scăzut cu 80%. Mm -hmm. Ok. Era greu de prins minimul scăderii. Dar cu o strategie investițională cu alocări trimestriale, cu alocări semestriale sau chiar anuale, băi ar fi fost niște randamente colosale în 10 ani. În siguranță. Chiar dacă, să zicem, tu ai fi prins maxim. Mm -hmm. Dacă strategia ta investițională era una pe cel puțin 10 ani de zile și cu disciplina unor achiziții și cu niște baze de analiză fundamentală în care să cureți din portofoliu tău companiile care nu mai sunt performante și să ai focus pe companii care au vânzări în creștere, care bă, raportează profitul și așa mai departe, ai fi avut niște randamente, crede, cel puțin 100% în 10 ani de zile, ceea ce scută cel, cel puțin, cel puțin. <laughs> Dacă nu 200, că cel puțin indicele Bet a crescut enorm de mult. Da. 20% no, da, da, da. medie pe an, cam așa, deci... Cu tot cu dividende. Exact, exact, cu tot cu dividende. Dar voi... Când analizați, să zic, nu știu, o situație, care ar fi, să zicem, factorii aceia macroeconomici, sau cel puțin tu, la ce factori macroeconomici te uiți, factori care ar putea influența piața? Gen, dacă este 30 de dimineață, te uiți de la ăștia să vezi ce s-a întâmplat cu ei. La ce ar trebui să. Și la Urențiu dimineața ce s-a întâmplat cu ei mă interesează strict raportările trimestriale și raportările anuale. Mă interesează vânzări, creștere cifră de afaceri, creșterea cotei de piață și mai devreme sau mai târziu e vorba doar de timp până când acea companie va reuși să răsplătească investitorii prin dividende. În momentul în care vânzările sunt în scădere, începem să avem semne de întrebare vis-a-vis -vis de acea companie, întrucât vânzările reprezintă oxigenul oricărui, oricărui business. Mai departe, bineînțeles, în perioade de criză, uite cum avem în momentul de față, suntem mult mai atenți la datorii, credite, cât cash are compania respectivă. Cât ar putea susține uh, scăderea vânzărilor uh, din uh, surplusurile pe care le-au acumulat. Iar în perioade de genul ăsta, preferăm să scoatem din, uh, din portofoliile noastre companii suprandatorate. Pentru că, într-o perioadă în care scad vânzările, coroborat cu datorii din ce în ce mai mari, va deveni complicat să rămâi solvabil. Și atunci, eu, pentru mine ca investitor, prefer să anticipez momente de genul ăsta prin a scoate din portofoliul meu aceste companii, dar în rest, companii care au vânzări în creștere, companii care sunt solvabile, nu au un grad de îndatorare scăzut, sunt companii care merită păstrate în portofoliu, bineînțeles, până când eventualele raportări financiare din trimestrele următoare ne vor indica altceva. Și atunci ne orientăm către, către alte, alte zone. În momentul de față avem creșteri. Sunt puține zone cu scădere și o să urmeze săptămânile următoare raportări. S-a închis trimestrul 1. Mm -hmm. Vom avea Wow. Avem ce, ce. Exact. Avem ce analiza, avem ce analiza. O încetinire va fi. Mă interesează foarte mult ca în momentul în care includ în portofoliul meu o companie să oprind în acea curbă S când are loc creșterea accelerată. Iar în momentul în care vânzările scad, înseamnă că acea curbă S începe. Să uh, începe să, uh, să se oprească creșterea exponențială. Ei bine, în momentul în care o companie încetează să mai crească, deja înseamnă că acolo fie managementul începe să fie uh, îmbătrânit, fie inovația acestei companii începe să scadă. Iar în perioade de genul ăsta va apărea concurența care sigur ne va lua cota de piață. Și atunci, decide. Asta când discutăm despre portofolii de creștere, grow. Dacă discutăm despre portofolii de income, Coca-Cola plătește dividende de o grămadă de ani. Și uite că... McDonald's a... și multe altele. Mie aici e destul de greu să mai inovezi. În afară de zona tehnologiei unde poți pivota destul de ușor, uite cum e Microsoft-ul, da. Celelalte companii le poți păstra în portofoliul tău pentru cash flow. Mm. Și, și asta este o strategie extraordinară. Cu siguranță. Deci cumva, Laurențiu, cam asta urmărim. În momentul de față, repet, cifrele arată în continuare bine, adică nu avem motive de îngrijorare. Uh -huh. uh -huh. Pentru, să zicem, pentru un investitor începător, care e super la început de drum, el tot aude știri că crezi dobânzile și așa mai departe. Uh, el ce ar să, ar trebui să se raporteze la aceste creșteri ale dobânzilor? Cam ce impact ar avea aceste creșteri ale dobânzilor asupra pieței? Cum ar trebui să-l gândească treaba asta? Păi, creșterea dobânzilor, dacă ai credite, o vei simți. Asta e clar, da. Dar nu, dar pentru un investitor la bursă, să zicem. Creșterea dobânzilor înseamnă interes pentru obligațiuni. Obligațiunile devin din ce în ce mai interesante. Pe partea cealaltă, creșterea dobânzilor trebuie să te pună în gardă. Pentru că Trebuie să fii atent la ce companii ai în portofoliu. Dacă acea companie pe care o ai în portofoliu are credite, cu siguranță tu, ca investitor, o vei simți direct în profiturile raportate, pentru că va, crește mar va scădea marja de profit a companiei. E simplu. Uh -huh. Și atunci, trebuie analizat dacă creșterea dobânzilor este coroborată cu creșterea vânzărilor. Stăm bine. Dacă creșterea dobânzilor nu vine cu. Creșterea vânzărilor, am o problemă. Pentru că asta se va raporta direct în profitul pe care eu, ca investitor, nu-l voi mai încasa. Deci, din punct de vedere investițional, încep să fiu mai precaut într-o perioadă de genul ăsta, analizez mai mult datele companiei și încep să mă orientez și către obligațiuni, pentru că avem chiar și în România obligațiuni emise de stat cu randamente de 7-8% neimpozabile, parcă nu e rău. Adică, vorbim despre mult mai mult față de ceea ce ofereau depozitele acum 2 ani de zile. Cu siguranță. În schimb, în zona asta de obligațiune ex există un risc pe care poate mulți nu l-au conștientizat uh, atunci când au investit în obligațiuni. Avem exemplu dat de bănci. CVB-ul. Până la urmă, de ce a falimentat sau de ce a avut problemele pe care le-a avut? Pentru că a avut nevoie de cash. Și când ai nevoie de cash. Singura variantă pentru a-ți uh, vinde obligațiunile este să uh, le scoți pe, uh, pe bursă. Și unde pe bursă, obligațiunile cumpărate acum 2-3 ani de zile nu mai sunt competitive versus obligațiunile de acum. Și uite, într-un context de genul ăsta, tu le vinzi la niște prețuri foarte uh, dezapla, niște randamente foarte proaste, asumându-ți minusuri. Și în obligațiuni, în general, un nou risc pe care poate unii l-am observat este ăsta: să investești acea sumă de care nu ai nevoie până la maturitatea obligațiunii. Dacă ai nevoie de bani, există riscul să vinzi acele obligațiuni în pierdere. În pierde. uh, cred că asta este uh, declanșatorul în perioada actuală. Creșterea dobânzilor să ne facă să fim mai atenți la ce acțiuni avem în portofoliu. În rest, altceva nu cred că ar trebui să reprezinte pentru mine ca investitor. Uh -huh. În realitate, mai există uh, o perspectivă, dar aici necesitabilități. Și anume, sectorul acțiunilor să-și piardă din interes, pentru că e clar că ne îndreptăm spre o recesiune și atunci să trebuiască să te duci în zona de commodities. Dar uite, în zona asta ai nevoie de puțin mai mult know-how și aici nu mai discutăm despre un investitor începător. Mm -hmm. Deja pentru a putea achiziționa aur, pentru a putea lucra pe futures, pe options, deja discutăm despre alte abilități și alte cunoștințe. Mm -hmm. Mm -hmm. Așa este, așa este. Dar uite, după 2020-2021 de creșteri mari la S&P 500... Vine un 2022 cu minus 18 pe acolo și un 2023 care la data înregistrării avem cumva pe plus, vreo 6 nu știu, în jurul da. Cum se va închide 2023, oare? Am o întrebare. opinia ta. În opinia, ta. Opinia... opinia mea, Laurențiu, este că 2023 Va aduce ori scăderi, ori crește. Ca să vorbim foarte. Am argumente pentru ambele. Exact, exact. Um, sunt pregătit pentru scăderi, însemnând că m-am pregătit cu rezerve cash pentru a putea face achiziții la discau. De ce mă aștept la scăderi? Mă aștept la scăderi, Laurențiu, pentru că zona de creditare va fi din ce în ce mai greu accesibilă, vom avea o creștere a șomajului. Mă bazez în primul rând pentru a, pe această teorie pe discursul FED, care nu odată a spus că preferă um, o criză dureroasă pe termen scurt decât o inflație prelungită. O inflație prelungită va aduce dezechilibre mult mai mari în economie decât durerea unei crize pe termen scurt. Tocmai din acest motiv, la ultima ședință, ei au crescut dobânzile. Mm. E crescând dobânzile, e clar că simt că încă nu au stăpânit inflația. Pentru că nu au stăpânit inflația, singurul drum este să. Bani din economie și să încetinească viteza de rulare a banilor în economie. Asta nu se va putea întâmpla decât cu durere, adică cu șomaj. Ca noi, populație, să ne schimbăm comportamentul vis-a-vis -vis de cum utilizăm banii și să îi îndreptăm mai puțin către consum, pentru că acest consum. Generat de perioada post-pandemie, uite că a dus la o inflație, că de fapt tot noi am cauzat inflația, ea n-a apărut chiar așa de nicăieri, prin comportamentul nostru de a consuma și, totodată, prin a nu exista o creștere a productivității, pentru că, de fapt, dacă în ultimii ani s-ar fi produs mult mai multe bunuri decât în perioada dinainte de pandemie, cererea și ar fi găsit ofertă. Dar pentru că productivitatea noastră a omenirii nu a crescut, a crescut doar cererea, uite că așa a apărut inflația. Și în momentul de față, premiza pentru o criză dureroasă e asta. Că până când nu va apărea șomaj și până când nu va uh, apărea o schimbare a comportamentelor populației nu se va opri Fedul din creșterea dobânzilor. Când Fedul se va opri din creșterea dobânzilor, înseamnă că semnalele avute de ei sunt așa. Păi, ne-am atins obiectivul, a apărut șomaj, oamenii și-au schimbat comportamentele, gata, s-a terminat ciclul cu creșterea dobânzilor. Pe partea cealaltă, perspectiva creșterii este că, în ciuda creșterii dobânzilor, companiile să raporteze în continuare cifre în creștere. Și vor fi sectoare afectate, uite ca dovadă sectorul bancar, dar vor fi sectoare care nu vor fi afectate. Și atunci un investitor care este diversificat să nu o simtă prea tare în portofoliul lui. Că de fapt, uite, SVB făcea parte din S&P 500, dar în ciuda falimentului SVB, S&P 500 are creșterea noastră și atunci eu cred că în a susține creșterea avem mulți investitori care au acumulat bani și multe companii care au acumulat bani între 2008 și 2023 și aceste companii prin achizițiile pe care le vor face vor putea susține comp eventuale companii falimentare sau care dau de greu. Uite că îmi este greu astăzi să înclin balanța doar într-o direcție pentru că există argumente pro și contra ambelor perspective. Eu ca investitor trebuie să recunosc că sunt pregătit pentru ambele. Adică, m-am pregătit cu bani cash pentru perioada asta și îmi continui planul de achiziții lunare, înțelegând că dacă există drawdown în piețe și SP500 va reintra într-un bear market, voi face achiziții la discount. Am fost atent ca în perioada anilor precedenți să nu uh, îmi cresc nivelul de trai pe creditare. Și atunci. Uh, Pri, uh, fiind uh, credit-free, ca să zic așa, free, sau risk-free, mm -hmm. uh, îmi, îmi este foarte ușor să privesc viitorul pentru că înțeleg că și dacă vom avea scăderi, sunt pregătit. Mm -hmm. Mm -hmm. Așa că... Eu și și. Să vină. <laughs> să vină, să vină ce-o fi. Dar la nivel de sectoare, dacă e să vorbim poate de sectoare, nu știu, sectorul bancar, energetic și așa mai departe, care, care, pe care te concentrezi sau cel puțin care crezi tu 2023 că ar fi poate un sector, nu știu acum, nu neapărat de succes, dar cel puțin de urmărit? Om um, vă Da. Uh... Și pe ce mă bazez în primul rând pe reacția aurului avută în ultimele săptămâni? Aurul se apropie de 2000 de dolari pe uncie. Uh -huh. uh, e a treia oară când se lovește de rezistența de 2000 de dolari încă n a reușit să o spargă și să se stabilizeze peste, să nu doar niște force breakouts acolo. Dar, în schimb, uh, reacția aurului îmi spune că investitorii, dacă e să simtă pericol, se vor duce aici. Mm -hmm. Eu mă dacă e să discutăm despre sectoare, mizez pe sectorul tehnologiei. Eu cred că odată cu apariția inteligenței artificiale la Orențiu uh, se deschid noi orizonturi de creștere, în ciuda scrisorii. Delbelul Mascufiu. Delbel altor CEO. Mm -hmm. Dar uh, sectorul tehnologiei cred că a reușit prin deciziile luate în ultimele luni să se regrupeze foarte rapid în ciuda uh, concedierii a 10, 15, 20% din, uh, din angajați decizia a fost luată foarte repede au demonstrat agilitate în management și uh, cred că prin utilizarea inteligenței artificiale există niște jucători care au prins trenul. Și uh, eu mă uit foarte atent și la Microsoft și la. Uh, tocmai pentru că îi văd extrem, extrem de atenți la a construi viitorul, deci ei nu reacționează la stimuli și uh, inventează lucruri în bază, nu, ei construiesc viitorul. Și uh, mi se pare că odată cu ChatGPT și cu OpenAI și cu ce am văzut în ultimele luni, vom trăi în timp real uh, o pagină importantă din istoria omenirii. Și uite... Asta este sectorul care mie mi-a atras atenția, în primul rând, prin inovație și prin cifrele pe care OpenAI mi le-a arătat. A fost cea mai rapidă companie care a ajuns la 100 de milioane de utilizatori. Ceea ce nu e Totuși, sunt și alte vremuri. Acum online nu răspândește foarte repede, precum, nu știu, gen, cum a fost Facebook-ul, atunci era ceva super nou. Nu avea cum să crească, poate, așa repede. Nu știu, poate fi și asta. Tocmai din acest motiv, dacă e să înțelegem așa, ce alte sectoare ar mai avea scalabilitatea tehnologiei? Păi cam. Așa repede, nu. Păi cam greu. Și într-un final bătălia afacerilor pe ce este? Pe clienți, cotă de piață, cam despre asta se rezumă businessurile, da? Tehnologia are avantajul că poate să ajungă la foarte mulți utilizatori foarte repede. Comparativ, nu știu, băi, hai să vedem pentru a produce 100 de milioane de Tesla, cam de ce resurse ai nevoie? Nu e puțin. Resurse umane, resurse uh, tehnologice, etc. Da? Uh, deci, sunt foarte, foarte atent ca investitor la sectorul tehnologiei, dar nu la întreg sectorul tehnologiei, ci la cele companii care, astăzi, îmi demonstrează că pot scrie o pagină importantă din istoria omenirii. Sunt multe alte companii din sectorul tehnologiei care sunt doar furnizori pentru marele, marile uh, holding-uri. Mm. În schimb, mi se pare că Google, uh, Microsoft, uh, Amazon, bă, au ajuns să fie niște coloși, mm. care, în ciuda afacerilor cu care au început, au reușit să pivoteze atât de bine spre noi direcții încât aceste companii par în continuare interesante pentru un investitor. Știi? Și, și nu doar peste un an, doi, peste 5 10, 20 de ani pare interesante. Întreb da. ce-ar mai putea să inoveze, ce-ar mai putea să facă și uite că omul este în continuare capabil să dezvolte lucruri. Wow! Adică... Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. E interesant ce se va întâmpla cu meta, pentru că... Uh, au luat pariul ăsta cu metaversul. Din păcate, piața okay. cripto nu prea mai susține pentru că acolo avem un bear market profund. Ok, în ultimele luni Bitcoin nu a mai crescut, dar nu pare acea tehnologie uh, care să aibă adopție de masă, din păcate. Și uh, uite, Facebook-ul, din păcate, pentru mine începe să aibă, încep să am dubii ca investitor vis-a-vis -vis de viitorul companiei, atâta timp cât pariul lor rămâne metaversul. Mm -hmm. nu, nu văd utilitate, nu văd utilitate și nu văd adopție de masă. Și mm -hmm. atunci când nu ai adopție de masă, toate investițiile făcute, ok, se rezumă la a produce venituri. Mm -hmm. Pentru un moment ai consumat, dar nu știu ce ai produs și... Astea ar fi sectoarele, commodities, tehnologie, dar în tehnologie, având în vedere impactul pe termen scurt generat de OpenAI, uite, consider că asta ăsta poate fi un los câștigător în următorii ani. Bineînțeles dacă guvernele nu vor interveni pentru a Acolo le oficial, Oficială și să limiteze totuși creșterea și utilizarea inteligenței artificiale, pentru că chiar și creatorii lor, astăzi creatorii inteligenței artificiale, mm -hmm. spun că nici ei nu-și dau seama în totalitate ce, ce efect au în exact. lume. Exact. Mm -hmm, mm -hmm. Să nu ajungă ca în filmele pe care le-am văzut noi, nu știu. Ai robot sau nu știu, altele. Da. Totuși e interesantă perspectiva asta. Creatorii acelor filme, îți dai seama ce vizionare au fost? Mm -hmm. Și bazate pe anumite cărți care au fost scrise cu mult timp înainte. Că am și citit cartea ai robot, mult timp înainte. Eu, eu. Uh, hai să revenim un pic la, la acum să nu merge chiar așa cu viziunea, să revenim cumva la, la tine. Și să vorbim acum a, despre, portofoliul, despre portofoliul tău și să ne zici așa cam care este așa structura portofoliului tău. Mare bar. Laurențiu, structura portofoliului meu este așa. 50% din tot ceea ce dețin este în uh, imobiliare. Ok, bol. 20% din ceea ce dețin am cash. Ok. 30% în piețe. Iar structura din piețele financiare este în instrumente financiare derivate unde pot face short selling sau uh, poziții de long. Am un portofoliu construit pentru pensie în care am spus că am început cu 20.000 de euro și investesc lunar câte 1.000 de euro. Pentru un obiectiv investițional uh, pe 33 de ani și cripto, uh, Bitcoin e-gold. Am ajuns să dețin un Bitcoin uh, prin uh, achiziții făcute pe parcursul ultimelor 3 ani de zile, uh, prin tot de ce a făcut. Uh, pentru că, deși sunt în povestea investițională din 2013, voi am ratat tot ce a însemnat bull market pe cripto și, în primul rând, pentru că nu am crezut în tehnologie și nu și asta cu nu am crezut, e o dovadă de superficialitate din partea mea. Nu am studiat. Uh -huh. uh, pentru că, dacă aș fi studiat, aș fi înțeles esența și uh, aș fi făcut achiziții. În continuare, atâta timp cât. Uh, deci de am spus un Bitcoin astăzi la prețul de piață e o investiție care înseamnă vreo 27.000 de euro. Este genul de investiție care e, cum am gândit. Dacă e să nu însemne nimic, mm -hmm. să nu -mi pară rău. Mm -hmm. Mm -hmm. Cam așa. E. Dacă este să însemne ceva, să nu pară rău. <laughs> da. <laughs> Um, atâta timp cât aici nu vom avea o legislație care să protejeze investitorii, nu voi aloca mai multe resurse. Mm. În schimb, în piețele financiare, am spus, uh, portofoliul meu conține uh, un portofoliu destul de important pe instrumente financiare derivate unde fac trading cu options, futures, CFDs. Și un portofoliu pe care mi-am propus să-l construiesc, așa, ca pe un copil, copil. Uh, prin care, în primul rând, el este făcut public, portofoliu pe BVB, mm -hmm. doar pentru că îmi doresc să transmit și un mesaj, uh, că poți suporta volatilitatea, pe termen scurt, a portofoliului, dacă ai un obiectiv pe termen lung mm -hmm. și selectezi niște companii decente în portofoliul tău. Și, uh, în primul rând, portofoliul acesta e o conștientizare pe care eu am avut-o, uh, nu mai departe de 2019, când eu mi-am spus foarte clar. Statul, atunci când eu voi fi la pensie, nu va putea să-mi plătească pensie. Uh -huh. Aș face o greșeală strategică astăzi să-mi bazez stilul de viață la pensionare pe Resursele statului. Din moment ce toate statisticile arată că natalitatea scade, mortalitatea uh, crește, dar uh, speranța de viață a adulților crește. Asta înseamnă că din ce în ce mai puțin tineri suportă pensiile, pensionarii trăiesc mai mult. Și uite, ai contextul prin care înțelegi că în 2050, când eu voi fi la pensie, treaba va fi nasoală. Uh -huh. Și am zis, ok, trebuie să fiu proactiv și să-mi construiesc lucru să-mi construiesc portofoliu. Uh -huh. Portofoliu pe BVB are ca obiectiv ce? Pe perioada celor 33 de ani, calculele arată că voi fi investit în portofoliu vreo 404.000 de euro. Uh -huh. Prim, puterea dobânzii compuse. Portofoliul este calculat cu un progres de 10% randament anual, ținând cont și de dividende. Deci vreau să reinvestesc. Oricum este sub ce a fost în ultimii 10 ani. Da, deci am luat scenariu negativ. N-am plecat pe extreme, pe maxim. Tocmai pentru a-mi seta niște așteptări realiste. Și portofoliul meu ar trebui să ajungă la vârsta pensionării mele la 65 de ani la 3 milioane de euro hmm. dacă la 65 de ani prognozele făcute astăzi se vor adeveri cu o speranță de viață de încă 30 de ani la 95 de ani timp de 30 de ani ar trebui să pot consuma 3 milioane de euro hmm. asta înseamnă cam 300 de mii de euro pe an Împărțit la 12 luni, am făcut bine calculul. Sau 100 de mii de euro pe an, pardon. 100 de mii de euro pe an. La 100 de mii de euro pe an ar însemna un aș, aș putea consuma undeva la un 10.000 de euro. Păi, de ce? Ar fi mai bine decât o pensie pe care să mă bazez din partea statului. Și am zis să fiu proactiv. Și îmi pare rău că nu am început asta... Acum 10 ani. mai bine mai târziu, să zic, decât niciodată. Conștientizarea faptului că îmbătrânesc, da, a apărut, că îmbătrânesc sau că procesul e irreversibil, adică, bă, acolo, în, spre în, înspre bătrânețe ne mândre. Pe partea cealaltă, ultimii 10 ani au fost 10 ani în care am studiat extraordinar de mult, Tradingul, uh, tradingul instituțional, cum lucrează băncile, cum lucrează traderii din fondurile de investiții. Am studiat foarte mult psihologie comportamentală și m-am studiat pe mine. Înțelegând cum reacționez, uh, care îmi sunt limitele emoționale, pentru că asta m-a adus la disciplina de astăzi. Uh -huh. Și uh, practic, astăzi. Uh, cumva consider că indiferent de ce s-ar întâmpla în piețe, am tehnicile, abilitățile necesare pentru a putea controla bă, mm -hmm. mișcările, știi? Mm -hmm. Ceea ce, na, a meritat. Dar, mă gândesc așa, din uh, imobiliare mă gândesc că îți vin uh, un cashflow lunar, nu? O gândesc că vin chirii sau nu știu exact cum uh, cum mai... Da, un cashflow lunar. Bă, <laughs> așa... Uh, cash nu este cash. Uh, în uh, acest portofoliu de care ai menționat pentru pensie, pui lunar, nu? Mă înțeleg așa. Iar portofoliul celălalt, pui și acolo lunar sau acolo este un mm -hmm. portofoliu în care practic scoți lunar o sumă de bani? Corect. Din portofoliu administrat activ, Laurențiu, din ceea ce tranzacționezi speculativ, este o sursă de venit pe care eu o am mm -hmm. și practic investițiile în imobiliare de aici au fost generate. Deci, portofoliul de fapt nu e, cred că e niciun secret. Apartamentele pe care le dețin pe lângă casa în care locuiesc sunt generate din profiturile realizate pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, cu obiectivul de a genera acest cash flow. În momentul de față Retragerile sunt din ce în ce mai uh, rare, întrucât mă aștept la short selling-uri de toată frumusețea și pe uh, S&P, pe Dow Jones, DAX mm -hmm. și să vedem uh, cum, vor aș cum se vor uh, așterne următoarele luni. Apartamentele, în realitate, încă nu generează acel cash flow pentru că sunt în perioada de construcție, ar trebui să fie gata în vară. Sunt undeva înspre Poiana Brașov, în Poiana Mică, uh -huh. uh, e un apart hotel unde au, sunt două apartamente, uh, mai dețin încă unul în Brașov și o casă. Uh -huh. Și practic uh, obiectivul lor este ăsta de a-mi genera acea sursă de venit care să-mi acopere cheltuielile lunare. Uh -huh. casă, masă, transport de un, stil de acela. un stil uh -huh. de viață de gen pentru că nu aș putea spune că am atins gradul de independență atâta timp cât portofoliul uh, pe care îl tranzacționez, el totuși este administrat mai activ, adică Urmăresc destul de des, practic, deschid zilnic platforma, mă uit, văd, nu sunt oportunități, mai deschid o tranzacție, mai menegerez și am în desfășurare. Deci, cumva, vreau să-mi ating gradul de independență și, efectiv, să fie venituri pasive și vehicule investiționale care să nu necesite foarte multă atenție din partea mea. Uh -huh. Zona uh, de tranzacționare activă, totuși, uh, tranzacționare activă, nu deschid zi de zi poziții, pentru că nu zi de zi piața uh, îmi oferă oportunități, dar zi de zi sunt pe platformă. Uh -huh. Și uh, uite, vreau să răresc uh, povestea asta, tocmai pentru a mă putea focusa și pe uh, alte lucruri care mă pasionează. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Foarte, foarte frumos, foarte frumos. Din mai multe, din mai multe zone, la la, pe zona asta de tranzacționare, cum a fost la din ultimul an, să zic așa? Au mai grei sau au fost ani cu strategie mai diferită? Laurențiu, strategia mea este o strategie... A n-am inventat-o este o strategie pe care eu am descoperit-o prin Vladimir Ibakov. Vladimir Ibakov a fost mentorul meu, el mi-a deschis apetitul către studiu și el a fost omul care mi-a arătat pentru prima dată anomali anomaliile care au, care au loc în piețele financiare și ne referim la acele anomalii când prețurile cresc sau scad fără a mai fi, sub, fără a mai fi susținute de cerere. Ele se numesc divergențe, poate urmăritorii le și cunosc, există mai multe tipuri, dar esența acestor divergențe apare prin, tocmai prin faptul că apar dezechilibre între preț și valoare, valoare generată de cerere. Ulterior, asta nu m-a satisfăcut. Și am studiat Anton Crail, am studiat Alexander Elder, am studiat trading instituțional. E, am reușit să pun la cap, cap la cap elemente uh, care au găsit. Uh, esența în mine și am înțeles de ce prețul este atras de anumite zone de ce respinge din anumite zone cum investitorii instituționali iau lichiditate din piață cum, își, cum se activează ordinele în piață prin order flow studiez extrem de intens raportul COD unde avem un Commitment of Traders, unde avem pe uh, Chicago Mercantile Exchange uh, pozițiile pe futures ale instituționalilor. Uh, și uite, în momentul în care înțelegi uh, piața și ai elemente uh, care îți oferă încredere în a lua decizii, poți acționa în consecință. Doar că gândește-te, au fost ani de studiu pentru a pune cap la cap toate aceste elemente, pentru că există, na, mirajul ăsta a banilor ușor făcuți din trading, 10x, 20x, 50x într-o lună, 2, 3, e un miraj, e un marketing bun din partea unora, dar în spate, de fapt, lucrurile nu stau chiar așa, pentru că pentru a ajunge să studiezi în primă fază, asta necesită timp pentru a ajunge să uh, exersezi tehnicile respective. Asta necesită timp și bani pentru că eșecurile duc la lecții, lecțiile duc la progres și fără eșecuri nu ai cum să progresezi e, și dacă ești dispus să faci toate eforturile astea poți ajunge la echilibru dar mai există un dar și de fapt eu aici am avut cele mai mari blocaje și pe asta le văd și în cazul investitorilor cu care lucrez. Inteligența emoțională. Imaginează-ți că am ratat primul cont din cauza lăcomiei. Oh. Și probabil nu sunt singurul. Oh. În continuare din investițiile făcute, băi, nu reușeam să trec de un plafon, adică din punct de vedere emoțional, după perioade foarte bune, mă relaxam, apărea o, o, încredere de asta prostească în mine și pierdeam echilibru. Greșelile astea au dus la pierderea banilor. E, dar dacă ești dispus să lucrezi cu un psihoterapeut care să te facă să înțeleagă care sunt declanșatorii tăi pentru greșelile respective, ajungi la un nivel de autocunoaștere extraordinar. Iar în momentul în care te cunoști foarte bine, îți înțelegi declanșatorii, corelezi asta cu o tehnică pe care o stăpânești, e vorba doar de timp ulterior până vei ajunge să fii stabil în piață. Dar sunt eforturi, sunt eforturi, și pe lângă asta, cred că și multă pasiune. Pasiune pentru dezvoltare, pentru autocunoaștere. Eu le-am avut, le-am în continuare, mă pasionează zona asta. Uh -huh. Și, na, nu cred că poate fi povestea oricui asta. Uh -huh. uh, pentru că, în general, majoritatea investitorilor cu care interacționez vor lucruri simple, uh, fără eforturi, venituri pasive. Pasivitatea asta are consecințe, știi? Pe de o parte, pasivitatea are ca și consecință un randament real negativ. Când randamentele obținute de tine nu bat nici măcar inflația și atunci tu de fapt ești pe minus, au ca și consecință superficialitatea în decizii când urmărești pe nu știu cine și te iei după el. Băi, asta te expune pentru că în momentul în care tu nu faci investiții adaptate contextului tău, ești expus. Și educația, de fapt, leagă două lucruri. Înțelegerea contextului și posibilitățile adaptate contextului tău. Și dacă nu te educi, ești expus, duce, asta duce la pierdere. La pierdere. No. Foarte bine și bine menționat pentru cei care vor să fie gen trader, cum ai spus tu de pe azi pe mâine, uite tu faci chestia asta de, de 10 ani și ai pierdut destul de, destul de mulți bani. Uite, un lucru pe care eu nu l-aș putea face, nu, nu e pentru mine trading-ul și cum ai zis și tu, nu toți sunt făcuți pentru a face chestia asta zi de zi. Uh, și uite așa, ușor, ușor ne ajungem și la final. Uh, Spune-ne, Alex, unde te găsește lumea pe tine, cum poate să, zic, cum poate să lucreze cu tine și unde găsește cursuri de la voi și așa mai departe. Profitpoint.ro. Pe mine personal mă găsesc foarte greu. Organizez o singură sesiune de mentorat pe care o încep în luna februarie și o continui până în luna decembrie, cu câte o sesiune săptămânală în primele trei luni, și apoi o sesiune lunară, în care lucrăm cu un grup de investitori. În momentul de față suntem 280 în grup lucrăm pe abilități de analiză tehnică și pe abilități de a construi portofolii investiționale puțin mai complexe, adaptate contextului fiecăruia. În rest, pe mine personal, mă găsesc pe canalul de YouTube Profit Point România, pe, și pe pagina mea de Facebook și pe blogul meu, Alexandru Chirilă, în rest, sunt colegii mei din Profit Point care susțin cursuri în fiecare săptămână, cursuri gratuite, cursuri contra cost. Avem o, o viziune noi în cadrul grupului și ne dorim foarte mult ca în următorii 40 de ani să schimbăm ceva în modul în care este distribuită avuția, cel puțin a poporului român. Și ne dorim să ajutăm români să iasă din haos financiar și prin educație, fiecare să-și poată înțelege contextul și să ajungă în independență financiară. Ne-am setat o viziune pe următorii 40 de ani pentru că lucrurile nu se întâmplă peste noapte lucruri. Trăim într-o societate în care um, Există un curent pozitiv de conștientizare a educației non-formale. Uh, și uh, cred că există și avantaje și dezavantaje a faptului că oricine poate vorbi despre orice. Uh, dar cred că sunt în România o mână de oameni cu experiență dovedită, cu un istoric dovedit, care... Au un cuvânt de spus în sectorul acesta al educației și în primul rând al educației financiare și educației investiționale. Cred că zona de autodidact trebuie completată de uh, expertiză și de studii de specialitate. Eu personal am terminat a master în management financiar bancar cu masterat în piețe de capital. Sunt consultant în investiții uh, acreditat de Institutul Bancar Român. Asta înseamnă că na, parcă știu despre ce vorbesc. Uh, la fel și uh, colegii din Profit Point, uh, cel puțin top managementul suntem consultanți uh, în investiții, deși nu facem consultanță. Totuși know-how-ul dobândit acolo este unul extraordinar. Um, cred că în România este nevoie de educație și cred că este nevoie de o educație adaptată contextului omului. Pentru că, așa cum am spus, să faci trading și să visezi că poți trăi de pe o plajă din Caraibe, e un miraj. În 10 ani nu am cunoscut pe nimeni care să trăiască așa și da. cred cu tărie că marea majoritate a populației ar trebui să investească în obligațiuni, în ETF-uri, în indici bursieri. Dacă vrei ceva mai sofisticat, trebuie să te educi puțin mai mult, să înțelegi ce înseamnă un raport pe un IPS, ce înseamnă un cash flow, ce înseamnă o, creștere a vânzărilor, cote de piață. Deci deja ne ducem într-o zonă puțin mai tehnică. Și abia după ce ai reușit să construiești o bază investițională aici, poți duce să, te poți duce să testezi limitele în trading. Că acolo îți vei testa limitele. Și dacă ești suficient de dispus să Plătești prețul dezvoltării, vei ajunge în ani de zile să faci trading și să fii echilibrat în decizii și financiar. Dacă uh -huh. nu, ți-ai testat limitele, îți iei lecțiile și mai departe lecțiile cu siguranță îți vor fi folositoare în portofoliile investiționale pe termen lung. Pentru că vrei, nu vrei, perioadă de recesiune, de droda, vei avea și în portofoliile tale. Și vei avea experiența faptului că nimic nu se prăbușește, că piața revine, că piața are cicluri, are impuls, are corecții. E, uite, astea sunt lecțiile mele. Și ăsta e adevărul pe care eu l-am descoperit despre piețele financiare. Și cred cu tărie că în România, E nevoie asiduă de educație în sectorul ăsta, educație făcută corect, fără mirajul profiturilor rapide și cu eforturi. Din partea tuturor. Din partea tuturor, da. Uite că te -ai, ai, ai pus punctul așa pe, pe i la, la final și ai făcut un fel de rezumat al discuției noastre. Mulțumesc, Alexandru, pentru, pentru timpul tău. Uh, și mulțumesc tuturor care, care ne-au urmărit acest podcast, și sper să fie cu folos tuturor. Mulțumesc pentru invitație, Laurențiu. Mult mai bine.